тоже познаешь ли за мрачные волосы, прям прикажешь. Раз. Domnul ministru, bună dimineața! Și domnilor, bine ați venit la ședința Clubului de Presă, de astăzi dedicat zilei ministrului. Eu mă numesc Vitalie Condraschi, sunt consultant pe comunicare la PNUD Moldova și am plăcerea să moderez acest dialog de astăzi. În fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii mai, în Republica Moldova este sărbătorită ziua ministrului. Nistru este cel mai mare după debit și cel mai frumos corp de apă al Moldovei. Dar din cauza activității nechipzuite a omului, această arteră acvatică se confruntă probabil cu cele mai grele timpuri pentru ea. Din acest motiv avem obligația de a acționa pentru atenuarea situației. Iar evenimentul de astăzi vine să prezinte câteva rezultate preliminare ale studiului impactului social și de mediu al complexului hidroenergetic nistrean și să deschidă un dialog public despre impactul acestui asupra populației, asupra economiei și ecosistemelor Republicii Moldova. Despre riscurile potențiale. Mai colegi, se aude la ceilalți? Și mai ales despre acțiunile care vor minimiza aceste riscuri. Discuția este difuzată live pe Facebook și pe Privesc Eu. Chatul nostru de pe Facebook este la dispoziția tuturor pentru a adresa întrebări invitaților. Evenimentul de azi are loc într-un format hibrid care a devenit o obișnuință pe timp de pandemie. Cei prezenți în sală vor putea adresa întrebări după prezentarea propriu-zisă, iar participanții cei prezenți pe Zoom pot comunica prin intermediul chatului sau ridica mâna virtuală dacă doresc să vorbească. Am onoarea să vi prezint pe vorbitorii de astăzi, domnul Ion Perju, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, doamna Valentina Țapiș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, doamna Dima Alhătib, reprezentantă rezident PNUD în Republica Moldova, domnul Radu Cazacu, director adjunct al Agenției Apele Moldovei, copreședinte al Comisiei Nistrene, și experții care ne vor prezenta rezultatele preliminare ale studiului, Ana Jeleapov, Ruslan Melian și Sergei Filipenko. Trebuie să menționez că studiul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de PNUD și finanțat de Suedia. Acestea fiind spuse, am plăcerea să-i ofer cuvântul domnului Ion Perju, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, domnul Condraschi. Bună dimineața tuturor, stimați colegi. Îmi pare rău pentru că trebuia să fiu alături de dumneavoastră acolo în sală, dar așa e cu ședințele. Prea multe s-au adunat. Oricum, îmi pare bine că chiar și virtual puteam să avem această discuție. Lați parteneri de dezvoltare. Doamna Dima Alhătib, mă bucur foarte mult să vă revăd. Mă bucur că sunteți bine. Stimați colegi și experți ai instituțiilor de profil, exponenții mass media, bine v-am găsit la unul din puține evenimente, de fapt, de astfel, dar îmi pare rău încă o dată că nu sunt chiar alături să ne vedem ochi în ochi. Conotația lansării acestei invitații la discuție este una multidimensională, după cum a menționat și domnul Condraschi. În primul rând, prilejul zilei ministrului, care este marcat în ultima duminică a lunii mai. Începând cu anul 2008, serbăm sărbătoarea celui mai mare fluviu din Republica Moldova, dar nu este doar un fluviu, este o parte
a vieții, practic, întregii populații din Republica Moldova. În al doilea rând, pentru că fluviul nostru este simbol al Republicii Moldova, dar și o resursă foarte importantă pentru întreaga societate și pentru întreaga economie națională. Ori fluviul nostru și afluenții săi reprezintă o sursă majoră de alimentație, pe de o parte cu apă potabilă, pentru aproximativ 80% din populația țării, iar dacă vorbim de Chișinău, aproape 100%. Apele Nistrului au o importanță socială, istorico-culturală, dar și un rol vital în asigurarea necesității agriculturii, industriei, menținerea balanței ecologice și, în general, în dezvoltarea durabilă a societății noastre. Întreaga istoria țării noastre este legată de acest fluviu. Pe malul acestui râu au fost ridicate cetăți de apărare, acestui spațiu meoritic Nistru este cântat în doine și balade, elogat în poezie de mari scriitori. Prin urmare, datoria noastră a tuturor este ca să protejăm fluviul Nistru, să-l gestionăm adecvat pentru a lăsa moștenire copiilor noștri, nepoților și generațiilor viitoare. Nistru are importanță transfrontalieră, fapt confirmat și prin Convenția de la Helsinki privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale. Fluviul constituie un patrimoniu natural unic, caracterizat prin prezența unei bogate biodiversități, care determină existența unor zone umede de importanță internațională, protejate de legislația națională și de instrumentele internaționale, inclusiv de la Convenția Ramsar asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice. Dar, actualmente, acest obiectiv acvatic se confruntă cu cele mai grele timpuri și este supus unor pericole fără precedent. Iată de ce, prin acțiuni consolidate, instituțiile statului cu suportul partenerilor de dezvoltare și al asociațiilor de profil și-au propus obiective ambițioase privind evaluarea potențialului râului Nistru, examinarea relațiilor de colaborare transfrontaliere, visând utilizarea durabilă a resurselor naturale ale bazinului Nistru, consolidarea cadrului instituțional și organizatoric necesar valorificării viabile și protecției Nistrului prin asigurarea securității alimentare a țării și identificarea soluțiilor pe marginea problemelor identificate. Din păcate, în ultimul timp se atestă degradarea regimului hidrologic, hidrochimic și hidrobiologic, micșorarea capacității de autoepurare a fluviului, dispariția mai multor specii valoroase de pești, înamolirea intensivă a fluviului, iar evacuările apelor uzate din infrastructura uzată de pe ambele maluri ale Nistrului, de fapt, contaminează râul, al cărei capacitate de autocurățare este în proces de epuizare, din cauza structurii albii și a echilibrului precar de oxigen. Reacționând din cele expuse, guvernul a insistat asupra consolidării imunității acestui segment și pe parcursul anului trecut și în prezent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul experților băncii mondiale, au și pregătit proiectul Securitatea aprovizionării cu apă și sanitația Republicii Moldova, cu un cost estimativ de 53 de milioane de dolari. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de trai prin intermediul asigurării cu servicii de alimentație cu apă și sanitație, protecția mediului și prin epurarea apelor uzate, precum și consolidarea capacității de gestionare a serviciilor menționate. Negocierile, deși au fost planificate, totuși nu au avut loc din motive binecunoscute, nu vreau să mă mai opresc la acest moment, dar așa sau altfel, studiile de fezabilitate pentru stațiile de epurare din Soroca, care știm că este un nucleu de probleme pentru râul Nistru, dar și pentru o bună parte din populația de pe malul râului din cursul de jos. Oricum, studiul de fezabilitate a început pe această problemă și suntem siguri că mai devreme sau mai târziu programul va începe. Un impact semnificativ asupra ecosistemului fluviului Nistru are factorul antropic. Începând cu anul 1958, Nistru a fost modificat de o serie de baraje hidroenergetice mari și lacuri de acumulare. Majoritatea acestor facilități sunt situate în Ucraina.
în cadrul așa numitului complex hidroenergetic Nistrea. Acest complex a fost inițiat încă în anii 70 și este încă subiectul extinderii. Astfel, începând cu 2016, guvernul Ucrainei intenționează să construiască până în 2026 o cascadă suplimentară de 6 hidrocentrale pe râul Nistru, care se presupune că va spori securitatea energetică și va rezolva problemele de vârf ale cererii sistemului energetic din Ucraina. Conform legislației internaționale și naționale, toate aceste activități fiind planificate, urmează a fi coordonate și trebuie să fie coordonate cu Republica Moldova, în vederea asigurării securității alimentare cu apă și protecția biodiversității țării noastre. Pentru a reglementa cooperarea în problemele hidroenergetice și asigurarea securității de apă a Republicii Moldova, a fost elaborat și este în proces de negociere acordul privind funcționarea complexului hidroenergetic Nistrean dintre Republica Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. Acesta are drept scop oferirea unei baze juridice pentru funcționarea complexului deja menționat. Totodată, pentru a stabili impactul funcționării complexului, hidroenergetic Nistrean asupra ecosistemelor și a economiei țării, precum și pentru a se asigura că poziția echipei de negociere a acordului de funcționare a complexului din partea Moldovei se bazează pe dovezi științifice, a și fost inițiat proiectul studiu de impact social și de mediu al complexului hidroenergetic Nistrean, finanțat de Ambasada Suediei, Republica Moldova și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Proiectul urmează să prezinte un răspuns clar asupra impactului curent și de viitor produse de complexul hidroenergetic Nistrean asupra populației, asupra economiei și asupra ecosistemelor din Republica Moldova. De a identifica riscurile și de a formula recomandări clare pentru Republica Moldova, pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru factorii de decizie, de fapt. De a identifica clar debitele pe care partea ucraineană trebuie să le asigure pe timp de secetă sau pe timp de risc de inundație și în condiții hidrologice normale. Proiectul, după cum s-a menționat, este deja la etapa de finalizare, iar rezultate finale urmează să fie prezentate în următoarele luni. Deoarece omenirea s-a implicat în starea naturală a Nistrului, încălcându-i grav echilibrul ecologic, suntem obligați să luăm măsuri comune, să luăm măsuri în redresarea situației ecologice în care a ajuns astăzi fluviul. Noi suntem obligați să-l ocrotim și să-l lăsăm într-o stare mult mai bună următoarelor noastre generații. Este responsabilitatea noastră să acționăm în vederea protecției și gestionării durabile a fluviului Nistru, datoria noastră față de generații viitoare. Astea fiind spuse, eu vă mulțumesc și vă doresc lucrări fructuoase în continuare și transmit cuvântul mai departe autorilor studiului. Cred că vă mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule ministru. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a venit cu multe și diverse activități de sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova, inclusiv pe partea ce ține de elaborarea acestui studiu prezentat astăzi. Și cu plăcere vreau să-i ofer cuvântul acum doamnei Dima Al-Khatib, reprezentant rezident al PNUD în Republica Moldova. Good morning, everyone. Excellency, Minister Peugeot. Excelența, domnul ministru Peugeot, sunt bucuroasă să vă revăd. Dragi colegi, reprezentanți ai presei, este o plăcere pentru mine să particip astăzi la acest eveniment al clubului de presă dedicat aniversării a zilei Râului Nistru, anul 2021, ca oportunitate de discutat securitatea apei și funcționarea complexului hidroenergetic al Nistrului. Aș vrea să mulțumesc Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și domnul ministru pentru conducere, pentru organizarea acestui eveniment și pentru angajament de a sensibiliza părerea despre statutul Râului Nistru pe baza unor dovezi și evaluări științifice. Guvernanța integrată a apei și un bun management a râurilor transfrontaliere este o prioritate de vârf pentru multe țară și este
este important pentru comunități și în țări în general. Acest lucru devine și mai important în contextul crizei climatice și impactul care afectează ecosistemele acvatice. Și acesta e valabil și pentru Moldova. Țara dorește să asigure că aspectele securitate acvatică ale Nistru, sunt în legătură directă cu dezvoltarea și economia țării, precum agricultura, activități de recreere, turism, energie, transport acvatic și dată fiind dependența râului, dependența populației de apa din Nistru pentru apă potabilă, irigare și alte necesități de consum. În Moldova, din bazinul râului, fac parte două municipii și 41 de orașe. Așadar, PNUD, în cooperare cu ambasada Suediei, a lucrat îndeaproape cu autoritățile naționale, cu ministerul, pentru a asigura managementul durabil și protecția râului Nistru prin identificarea și evaluarea impacturilor celor mai urgente riscuri sociale și de mediu. Aș vrea să mulțumesc echipei studiței pentru parteneria și colaborare pe acest domeniu foarte important. Așadar, astăzi, echipa expertilor proiectului are plăcere de a vă prezenta o parte din constatările preliminare științifice cu privire la modul în care s-a schimbat calitatea și hidrologia râului Nistru, cum s-au schimbat ele de lungul anilor și cum acest lucru afectează ecosistemele acvatice, biodiversitatea acvatică și dezvoltarea socioeconomică a țării pe termen lung. Aceste evaluări sunt extrem de importante pentru fiate în considerare în planificarea, în procesele naționale de planificare strategică și luarea deciziilor. Cunoașterea, înțelegerea acestor impacturi sociale, economice și de mediu legate de râul Nistru vor permite autorităților din Moldova, în special celor care, dar și celor care locuiesc în bazinul râului și în vecinătatea râului, să gestioneze mai bine riscurile la timp. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și aștept cu nerăbdare discuția cu ei. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Datorită amplasării sale geografice, fluviul Nistru este un râu transfrontalier și necesită o gestionare durabilă comună de către autoritățile din Moldova și din Ucraina, pe baza principiului de management integrat al apelor. În termeni practici, aceasta înseamnă constituirea unui organ comun care să ia decizia asupra gestionării Nistrului. Este vorba de Comisia Nistreană. Și vreau să rog pe domnul Radu Cazacu, copreședinte al acestei comisii și director adjunct al Agenției Apele Moldovei, să ne vorbească despre rolul Comisiei Nistrene. Domnul Cazacu. Mulțumesc, domnul Kondratski, stimați reprezentanți ai presiei, dragi colegi. Deci, cum a menționat și domnul Kondratski, râul Nistru, fluviul Nistru este un fluviu transfrontalier, deci el cade sub prevederile Convenției privind protecția utilizării curselor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale semnate la Helsinki în anul 1992. Deci, însuși, colaborarea Republicii Moldova cu Ucraina a început din anul 1994, când a fost semnat un acord privind gestionarea durabilă a curselor transfrontaliere, în baza căruia a activat și activează până în prezent Institutul Împuterniciților Republicii Moldova și a Guvernului Ucrainei. Deci, ulterior, în anul 2002, la Roma, a fost semnat un acord bazinal ce prevede gestionarea, cooperarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviul Nistru, semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei. Ulterior, acest acord a fost ratificat de ambele parlamente ambelor țări și, conform acestui acord, a fost înființată Comisia pentru utilizarea durabilă și protecția fluviului Nistru. Deci vreau să menționez că în comparație cu acordul din 1994, acesta este un acord ce prevede gestionarea a bazinului râului Nistru, dar nu numai a curselor apelor transfrontaliere. Deci
Comisia Nistreană este organul de cooperare interstatală între Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției, utilizării durabile și dezvoltării bazinului Nistru. Scopul său principal este de a pune în aplicare măsurile pentru realizarea unei utilizări raționare și protecție ecologice a apei și altor resurse naturale a bazinului Nistru. Această comisie funcționează sub conducerea doi copreședinți, deci din partea Republicii Moldova este secretarul de stat în domeniul mediu a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, din partea Ucrainei, viceministru a Ministerului Mediului. În activitatea sa, comisia este ghidată de reguli de procedură care stabilesc ordinea activităților sale. Aceste reguli de procedură prevede și crearea a organelor a comisiei pentru a pune în aplicare acele activități care sunt prevăzute de acord. Deci, în cadrul comisiei sunt create grupuri de lucru. Grupuri de lucru strategic, grupul de lucru pentru planificarea, gestionarea bazinului hidrografic, situații de urgență, grupul de lucru de monitoring, grupul de lucru privind ecosistemele și biodiversitatea și a fost creat anul acesta un grup de lucru nou, grupul de lucru juridic. Deci acest grup de lucru a fost format în special pentru a da o apreciere juridică regulilor de exploatare a lacurilor nistrene. Deci acel document care stă la bază, în baza exploatării durabile și eficiente a centralelor hidroenergetice de pe cursul superior a râului Nistru, ce ulterior va asigura calitatea, cantitatea și protecția ecosistemelor râului Nistru. Deci, prima ședință a comisiei a fost convocată în anul 2018 în Chișinău. În cadrul ședințelor a fost aprobate acele reguli de proceduri pe care am spus eu anterior. Ulterior, în 2019, în aprilie, a fost convocată a doua ședință în Kiev. Deci, în cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe aspecte ce sunt de funcționarea hidroenergiei din Ucraina, deci aspectele de poluare, punctiformă și difuză a bazinului râului Nistru și aspectele ce țin de lacurile de acumulare a deșeurilor de la uzinile chimice din Ucraina. Și este tot un aspect foarte important, deoarece noi cunoaștem foarte bine că în anii 80 a fost deteriorat un baraj al acestor lacuri, ce a dus la poluarea fluviului Nistru. Cu părere de rău, anul trecut, deci noi n-am avut posibilitate să convocăm ședința comisiei din cauza situației pandemice, dar în această perioadă de 2 ani de la convocarea ultimei ședințe a fost un lucru foarte activ în cadrul grupurilor de lucru. Deci fiecare grup de lucru are un plan stabilit și aprobat de copreședinți, deci se conlucrează, iarăși cu părere de rău, până ce pe platforma Zoom. Deci noi sperăm foarte, foarte mult că anul acesta deja noi ca partea care trebuie să găzduim această ședință a comisiei este planificată pentru luna septembrie. Deci noi sperăm că vom convoca această ședință și inclusiv în cadrul acestei ședințe vom prezenta deci și rezultatele proiectului nostru ulterior, ca să vedem cum putem modifica și acele reguli de exploatare pentru a asigura siguranța fluviului și bazinului râul Nistru în partea inferioară. Deci, acestea sunt, în linii generale, sarcinile și activitatea Comisiei Nistrene.
Vă mulțumesc mult, domnule Cazacu. Și acum am ajuns la momentul prezentării celor mai relevante rezultate preliminare ale studiului și vreau să ofer cuvântul doamnei Ana Jeleapov, care ne va vorbi despre impactul asupra hidrologiei râului în rezultatul funcționării complexului hidroenergetic Nistrean. Doamna Jeleapov, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, stimați colegi. Astăzi voi prezenta, voi începe cu prezentarea impactului asupra, deci impactului complexului hidroenergetic Nistrean asupra stării hidrologice a fluviului Nistru. Inițial aș vrea să menționez câteva date generale despre fluviul Nistru, deci el curge pe teritoria două state, Ucraina și Republica Moldova. Lungimea acestui este de 162 de kilometri, suprafața bazinului de 72.000 de kilometri pătrați. În limitele țării, suprafața bazinului este de 19.000 de kilometri pătrați sau aproape 58% din teritoriul nostru, din teritoriul țării. Cea mai mare parte a teritoriului bazinului este acoperită de teren arabil, precum și sunt și localități în jur de 12% și păduri care sunt preponderent situate în partea superioară acestuia. În bazin locuiesc aproximativ 8 milioane de locuitori, dintre care 2,7 milioane în teritoriul țării noastre și 5 milioane în Ucraina. Apa fluviului Nistru este utilizată în diferite scopuri, menajere, industriale, agricole, inclusiv irigare. Debitul de apă a fluviului Nistru este regularizat de trei lacuri de acumulare, care sunt situate pe fluviul Nistru și unul lateral. Toate lacurile de acumulare sunt dotate cu turbine pentru producerea energiei electrice. Primul lac de acumulare, construit pe fluviul Nistru, este lacul de acumulare Dubăsar. Lungimea acestuia este 128 de kilometri, suprafața, deci volumul este de, la momentul actual, de 255 de milioane de metri, milioane metri cubi. Inițial, evident că a fost mai mare, de 485 de milioane de metri cubi. Evident că barajul este dotat cu 4 turbine. Capacitatea acestuia este de 48 megawatts. La începutul anilor 80 a secolului trecut au fost construite lacuri de acumulare, deci lacul de acumulare Novodnestrovsk, așa, cu centrala hidroelectrică 1, CHE1, și lacul de acumulare de liniștire, așa, deci principale funcții fiind reducerea inundațiilor, alimentarea cu apă și producția de energie electrică. Volumul lacului de acumulare Novodnestrovsk cu CHE1 este de 2,6 km cub de apă, lungimea este de 194 km și are 6 turbine barajul acestui lac, capacitatea este de 702 MW. Lacul de acumulare de liniștire, așa, deci, a fost construit cu scopul de a reduce efectul pulsatoriu al undelor evacuate din CHE1 cauzate de funcționarea turbinelor acestuia. Toate acestea, în anii 2000, barajul a fost dotat cu 3 turbine, capacitatea fiind de 40,8 MW. Ca urmare a instalării turbinelor și a construcției lacului de acumulare cu centrala hidroelectrică de acumulare prin pompaj, sau CHEAP, cum noi o numim, în deceniul precedent, funcția lacului de liniștire a fost modificată. La moment, acesta fiind utilizat pentru producția energiei electrice, alimentarea cu apă, atenuarea dinamicii debitului de apă evacuat din cadrul și CHE1 și CHEAP. Volumul acestui lac este de 37 milioane de metri cubi, fiind intenții din partea Ucrainei de a mări valoarea acestui la, practic de două ori, la 58 milioane de metri cubi. Lungimea lacului de acumulare este de aproximativ 20 de kilometri. La 9 km în aval de CHE1, așa, deci primul cel mai mare lac de acumulare, a fost construit lacul de acumulare cu hidrocentrală de acumulare a apei prin pompaj, sau CHEAP, așa. Lacul de acumulare al CHEAP este o chiuvetă lacustră care este construită prin indiguire, este situată pe partea superioară a versantului, de partea dreaptă a râului, la o înălțime de aproximativ 150 de metri deasupra nivelului Nistrului. Acest lac de acumulare are un volum de 43,4 milioane de metri cubi. Respectiv,
Complexul hidroenergetic Nestrean sau CHN, cum zicem noi, este format din lacul de acumulare Novodnestrovsk cu CHE1, lacul de acumulare de liniștire sau tampon cu CHE2 și lacul de acumulare artificial cu CHEAP. Astfel, acest complex este situat în cursul de mijloc al fluviului Nistru. Pentru a evalua impactul acestui complex a fost efectuată o analiză comparativă a datelor hidrologice colectate în condiții naturale de formare a scurgerii de apă, precum și în perioada funcționării acestui complex hidroenergetic. Au fost analizate caracteristicile hidrologice la postul Zaleșche, situat în Amonte, de CHN, precum și a celor de la, din Aval, deci posturile hidrologice la Slavcea, Unguri, Mogilev-Podolsk, Hrușca, Soroca, așa, deci pentru cele două perioade care sunt pre-CHN sau înainte de construcția hidrocentralelor și post-CHN după construcția acestora. Evident că inițial ne-am propus să analizăm tendințele volumelor medii de apă, așa cum și sunt aici prezentate pe slide-ul nostru, astfel pentru prima perioadă pre-CHN volumele de apă au tendință de creștere, în timp ce în a doua perioadă se observă o tendință apropiată de staționaritate, cu descreșteri la toate posturile hidrologice. Toate acestea, în amontul de CHN, deci în scurgere naturală, descreșterea este destul de mică, de 0,8%, pe când în aval de hidrocentrale, deci la postul Mogilev, aceste descreșteri sunt deja de aproximativ 10% sau aproximativ de 800 milioane metri cub de apă. În regim natural, deci pe lângă analiza debitelor medii anuale, ne-am propus să analizăm și scurgerea sezonieră, adică volumele care se formează în pe parcursul celor 4 anotimpuri. În regim natural, scurgerea sezonieră se repartizează astfel, deci în perioada de toamnă și iarnă se formează 17%, adică în total 34% din resursele de apă. Cele mai importante, totuși, resurse de apă se formează primăvară, 37% și vară, deci 30%. În perioada funcționării complexului, deci în amont, în partea scurgerii naturale, volumele ca esență pentru aceste sezoane descresc un pic, deci cu 3% în perioada de vară și cresc un pic cu 2% pentru perioada de toamnă și iarnă. În aval de hidrocentrale se observă descreșteri pentru perioada de primăvară cu circa 6% sau 800 de milioane metri cubi. Pe de altă parte, se observă și creșteri a volumelor de apă cu circa 2-4% pentru perioada de vară și toamnă. Un alt element care a fost supus analizei sunt debitele medii lunare, așa, care au fost deci, analizate și am identificat următoarele concluzii. În regim natural, în amonte de CHN, deci în partea superioară, se observă creșteri cu aproximativ 40% a debitelor pentru ianuarie, 13-14% pentru octombrie și noiembrie și descreșteri cu circa 11-15% pentru aprilie, iulie și august. În aval, deci sub influența hidrocentralelor, tendințele pentru perioada de toamnă se mențin, în perioada de vară modificările sunt minore, însă în lunile februarie și martie se observă deja descreșteri semnificative ale debitelor. Deci pentru martie acestea fiind deja de 40%, aprilie 27%, februarie 18%. Astfel, se atestă o tendință generală de scădere a debitului mediu lunar al râului pentru perioadele de primăvară și vară, pe întreg sectorul din aval de la hidrocentrale până la gura de vărsare și creșterea debitului se observă în general pentru anotimpurile ce se caracterizează prin valori mici ale apei și acestea sunt evident că toamna și iarna. Un alt element care a fost supus analizei este o fază importantă a regimului hidrologic care se numește ape mari de primăvară, deci acele ape mari care se formează în perioada primăverii sub acțiunea topirii zăpezilor. Deci debitul maxim mediu al apelor mari de primăvară în regim natural
pentru cele două perioade este un pic în descreștere, cu circa 14%, de la 1150 până la 988 metri cubi pe secundă, deja către partea de apal, noi observăm deja niște diminuări mai mari, fiind acestea de 38%. Durata fazelor apelor, fazei apelor mari de primăvară în regim natural pentru pre și post complex este de 56 și 46 de zile, deci descreșterea este undeva de 14%. În aval, pentru cele de complex, pentru cele două perioade, durata este deja un pic mai mică, deci descreșterea fiind de 26%. În perioada funcționării complexului hidroenergetic Nistrean, apele mari de primăvară se manifestă deja cu o întârziere de circa 10-14% și încep undeva în a doua parte a lunii martie și se finalizează la sfârșitul lunii aprilie. Un element important, deci începând cu anii 90 secolului trecut, atât experții din Republica Moldova cât și cei din Ucraina depun anumit efort pentru a planifica și a realiza așa numita viitură ecologică de primăvară. Aceasta este o așa numită subfază a apelor mari de primăvară, care a apărut ca urmare a reglării scurgerii în perioada de primăvară, dar și a modificărilor scurgerii naturale. Scopul acesteia este asigurarea cu volume de apă suficiente a albei fluviului Nistru pentru a garanta reproducerea peștilor și stabilitatea ecosistemelor nistrene. Viitura ecologică este o importantă fază sau o importantă subfază a apelor mari de primăvară și conform analizelor noastre, principalele caracteristici ale acestea trebuie să fie undeva în durată de 30-40 de zile. Debitul maxim trebuie să depășească valoarea de 800 de metri cubi secundă și trebuie să se mențină acest debit maxim cel puțin o săptămână. Un element important în planificarea viitorii ecologice de primăvară este temperatura apei, care se consideră, care trebuie să depășească la începutul acestei viituri ecologice de primăvară valoarea de 10 chiar și 12 grade, pentru ca să fie posibil să se asigure aceste condiții optime pentru dezvoltarea ecosistemelor și în special a peștilor. Un alt element care a fost analizat sunt viiturile pluviale, deci viiturile care se formează pe parcursul perii, așa, deci acele inundații masive care ne pot provoca pagube destul de serioase. Deci media debitelor maxime acestor viituri pluviale în regim natural, trebuie să menționăm că ea nu se schimbă pentru cele două perioade, însă observăm totuși niște modificări în partea din aval și aceste modificări sunt practic, ne arată că debitele maxime s-au redus sub maximiunea complexului practic de două ori, undeva de la 1992 m cubi secundă la 1080 m cubi secundă. Deci se observă o reducere a debitelor maxime. După analiza debitelor maxime, așa, deci ne-am propus să analizăm un alt indicator important care se ține de tema debitelor minime. În regim natural, debitele minime zilnice în partea din amonte de complex se încadrează în limitele 34 metri cubi secundă înainte și 49 metri cubi secundă după construcția hidrocentralelor, deci el ca atare în regim natural este în creștere. În regim regularizat, în aval de hidrocentrale, aceste debite deja sunt un pic diferite, deci se încadrează în limitele 53 de metri cubi secundă în perioada de preconstrucție și deja 104 metri cubi secundă după darea în exploatare a complexului respectiv. Deci sub acțiunea impactului CHN, debitele minime au crescut practic de două ori și sunt asigurate cele 100 de metri cubi secundă care sunt stipulate în regulamentul de exploatare. Evident că există și excepții, ocazional debitul fiind mai mic decât valoarea indicată. Și aici noi trebuie să vorbim despre acele debite minime zilnice care sunt stipulate în regulament. Chiar dacă debitele minime zilnice sunt asigurate, noi observăm un anumit impact
care ne determină să mergem un pic mai departe în studiul nostru, deci un impact direct a funcționării complexului hidroenergetic nistrean este efectul, așa numit efectul pulsatoriu al undelor sau așa numitul efect hidropicking. Acesta este determinat de funcționarea turbinelor care sunt la acest lac de acumulare de liniștire sau CHE2 și se caracterizează prin variații majore de nivel și debit, deci ca urmare a funcționării acestor turbine. Pentru ca să analizăm aceste componente, deci efectul acesta, ne-am propus inițial să vedem care ar fi limitele pentru acest fenomen. Deci, conform regulamentului din 87, deci care este acum în funcțiune, aceste limite sunt în perioada de primăvară, deci variația nivelului nu trebuie să depășească 10 cm pe zi, pe când în perioada de iarnă variația nu trebuie să fie de 50 de cm pe zi. Pe de altă parte, conform proiectului regulamentului de exploatare din 2017, care acum se discută în cadrul comisiei, deci variația zilnică, ea nu trebuie să depășească de valoarea de 20-25 cm pe zi. La care concluzie am ajuns noi? Deci, ca urmare a analizei informației hidrologice, de la posturile hidrologice situate în aval de hidrocentrală, s-a constatat că regulamentul în cazul nostru nu se respectă. Deci, în cadrul acestor grafice sunt prezentate variațiile medii sau amplitudinea nivelului zilnic, mediu pentru 7 ani de monitorizare și sunt și arătate aceste limite cu roșu, linia cu roșu e 20 cm și linia cu galben este de 50 de cm. Deci, după cum observăm, aceste limite sunt depășite și, respectiv, regulamentul nu se respectă. Amplitudinea zilnică de nivel în aval de hidrocentrală se ridică la 51 de cm în apropiere de CHN, deci la postul hidrologic Năslavce, care este situat la 5 km aval de hidrocentrală, descrește această amplitudine la 43 de cm în aval cu 30 de km în aval de hidrocentrală, deci la postul Unguri, așa, și practic se reduce dublu, undeva în jur de 22 de cm, către postul Soroca, care se află undeva la 100-120 km în aval de hidrocentrale. Astfel, concluzionăm că sectorul care este influențat semnificativ de efectul pulsatoriu al undelor de evacuare a apei este de peste 130 de km. Evident că a fost supuse analizei și rata de creștere și descreștere acestui fenomen și acestea sunt de undeva 0,21 cm pe minut și respectiv 0,18 cm pe minut în apropiere de CHN și se reduce de două ori către postul Ungur, adică la 30 km în aval și se reduce de 5 ori către Soroca. Deci, în final, noi avem un efect pozitiv în reducerea debitelor maxime acestui complex, avem un anumit efect pozitiv în creșterea debitelor minime, însă avem și efecte negative, cum ar fi efectul pulsatoriu al undelor, impactul termic, impactul asupra biodiversității, despre care o să vorbească colegii mei. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă Jeleapov. În continuare vreau să ofer cuvântul domnului Ruslan Melian, care va prezenta impactul asupra calității apei. Okay. Bună ziua! Prezentarea mea vor fi în domeniul calității apei a râului Nistru, și în special referitor la influența a hidrocomplexului Nistrean asupra calității apei în aval la teritoriul nostru, la teritoriul Moldovei. Slide-ul care vor fi în ecran este în limba română și este o text, o leacă text și graficul sau desenele care demonstrează efectelor, o influență a hidrocentralelor asupra calității apei în Moldova.
Prezentarea mea vor fi în limba rusă, dar în caz întrebări sau neclarități, vă rog, faceți întrebări și noi clarificăm toate aspectele care nu clar sau nu care interesează dumneavoastră. Итак, значит, что я хочу отметить самым первым моментом. Почему гидрокомплекс может влиять на качество воды? Первый вопрос, который могут задать. Ведь это не источник загрязнения. Плотина, турбины, трубы, скажем, там, насосное оборудование, они не являются классическими источниками загрязнения. В процессе производства гидроэнергии не происходит аккумуляция каких-то токсичных соединений, не происходит выброс в окружающую среду там, загрязнителей и так далее. То есть это не такие классические источники загрязнения, как, ну, скажем, какие-то заводы, предприятия, химическая промышленность и так далее, или добывающая промышленность. Тем не менее, гидроцентрали имеют гидроэнергетические комплексы имеют способность и возможность менять качество воды. Происходит это за счет изменения реки. То есть стоит плотина, она перегораживает некогда текущую реку со своими скоростями течения, со своими химическими процессами, физико-химическими, биологическими процессами. И за плотиной, выше плотины, создается водохранилище, объем воды, который имеет совершенно другие гидродинамические, гидрологические характеристики. Это получается из текущей, быстро текущей системы появляется либо озерная система, либо близкая к озерной системе, малоподвижная водная масса, в которой происходит огромное количество физических процессов, физико-химических, биологических процессов. И все это своим образом модернизирует, меняет состав воды, который находится в водохранилище. О том, насколько Новоднестровский комплекс и водохранилище большое, вот я просто обращу ваше внимание на цифры, которые озвучивала доктор госпожа Желяпов. Объем водохранилища составляет 2,6 кубических километра зарегулировано в этом объеме водохранилища. При том, что годовой сток Днестра за год, Днестр в Черное море выбрасывает порядка 9-10, в зависимости от водности, от того, много ли осадков, меньше, но в среднем пусть будет 10 кубических километров в год. То есть почти 30% воды зарегулировано этим водохранилищем. Естественно, что это огромная для Днестра, это огромная буферная система, которая может существенно менять качество воды. Сейчас попробую переключиться. Наверное, эту кнопку надо. А, да, вот. Ну, здесь, в принципе, показано схематично, как это работает, это водохранилище, и те параметры, которые мы обнаружили, или вернее, как мы известны, что они могут изменяться в ходе эксплуатации и деятельности гидроцентрали, и в том числе Новоднестровской ГЭС. Я по каждому из них очень кратко и очень просто попытаюсь объяснить, что происходит и почему меняются эти параметры. Ну, например, начнем с самого явного и такого трепещущего вопроса для нас. Это содержание в воде взвешенных веществ. Что такое взвешенные вещества? Буквально очень кратко. Значит, вы все заходили когда-то в воду, в водоемы, в речку, в озера, там, в море и так далее. Первое, что вы делаете, попав в воду, смотрите, насколько чистая вода? Видны ли ноги? Прозрачная вода. То есть, если чаще всего, если это реки там, или озера, вода мутная. Да? Мы говорим, вода мутная, вода грязная. Вот эта мутность, это и есть эти взвешенные вещества. То есть это физические частички, которые находятся в толще воды. И они очень важны не только для купания, нам кажется, что лучше, чем чище, тем лучше, но они очень важны для биологических элементов, для экосистем и так далее. Что происходит в водохранилище? Как только вода попадает в водохранилище, скорость течения уменьшается в водохранилище. Да, она становится, вода меньше течет. И все эти частички начинают медленно оседать на дно. Водохранилище является своего рода капканом, да, который улавливает не только вот эти взвеси, которые взвешены, но и пески, и гравий, и другие элементы, которые суспензии различные, которые в нормальных условиях бы проходили бы дальше и попадали бы в экосистемы, которые расположены ниже. Вот этот график один, я просто обращу внимание, вот если вы посмотрите внизу,
синим цветом обозначено содержание этих взвешенных веществ выше водохранилища. Это пост в Залещиках на Украине. А коричневым, там вот низкий, ниже проходит, это линия. Это то, что наблюдаем мы после водохранилища, после того, как вода сбрасывается. Там есть много колебаний, чище вода, хуже вода и так далее. Но у нас практически получается взвеси нет. То есть мы получаем прозрачную, лишенную этих взвесей воду, которая приходит к нам с гидростанции. Это один из параметров, который очень явно виден, и эффект водохранилища очень явно наблюдается. Следующий эффект – это температура. Тоже очень важный параметр. Что происходит с температурным режимом и почему он меняется ниже по течению? Дело в том, что конструктивно забор воды для гидростанции на первой плотине, да, он сконструирован так, что он забирает воду из глубоких слоев, ну, там, с достаточно глубоких слоев водохранилища. Водохранилище очень глубокое, оно возле плотины имеет порядка, не знаю, там, 50-70 метров глубина. То есть за счет этого, когда вода охлаждается, она становится более тяжелая, более холодная вода, более тяжелая по сравнению с теплой, она опускается на дно и не перемешивается. За счет того, что глубина высокая, перемешивания нет. Получается как так называемый термоклин. То есть внизу постоянно находится холодная вода, сверху водохранилище там, ну, колеблется, более теплое. Гидростанция забирает нижнюю воду снизу. Естественно, и сбрасывает холодную воду, которая уже поступает нам значительно измененным температурным режимом. Летом это холодная вода, заметно холодная, на 5, на 7, бывает на 10 градусов ниже, чем нормальная вода, которая должна была быть. А зимой, так как температура тоже там постоянная, да, в этом слое, сбрасывается более теплая вода по сравнению с тем, которая должна была быть зимой, скажем, в наших условиях. Ну, это там на 2-3 градуса она может быть теплее немножко даже. В любом случае, есть эффект на влияние на температурный режим реки, при том, что максимум температуры уже, если раньше у нас было там 25-27 градусов, ну, я примерно говорю, летом температура воды в этом участке, в верхнем участке, то сейчас она редко достигает там 20 градусов, да, 18, да, чаще и ниже еще даже бывает. То есть температурный максимум уменьшился. И он сместился ближе к осени. Вместо того, чтобы летом было самое хорошее, обычно летом, август, сентябрь, самые теплые воды, он смещается на сентябрь, ноябрь, туда. То есть смещается температурный режим, а, естественно, реагирует на это все и экологические системы. Они зависят от температуры очень сильно. Ну, это эффект, который тоже как бы виден, явно виден от гидростанции. Следующий параметр – это нутриенты, биогены, да. Азот, фосфор – это те вещества, которые, ну, нужны для развития организмов. Когда их много, это плохо, потому что вызываются там, ну, определенные процессы эвтрофикации, загрязнения водоемов, цветения воды. Но когда их мало, тоже плохо, потому что их не хватает организмам, растениям в первую очередь. Нужны эти биогены для роста, для развития и так далее. В этом водохранилище большом происходит перераспределение биогенов определенным образом, и мы тоже получаем чаще всего воду более бедную биогенными веществами по сравнению с тем, которая могла бы быть, если бы не было гидростанции. Ну, этот параметр не очень стабильный. Дело в том, что пройдут несколько дождей там ниже или будет какая-то речка, она может восстановить немножко этот биогенный баланс, но в принципе эффект тоже от гидростанции наблюдается. Следующий параметр – тяжелые металлы, ну, в частности, медь и цинк. Мы получаем воду более чистую, очищенную, вернее, более чистую в отношении этих металлов. Почему? Дело в том, что металлы, многие тяжелые металлы и некоторые органические, даже синтетические загрязнители имеют свойство прикрепляться к частичкам, вот к тем взвешенным веществам, о которых я говорил раньше. То есть они и находятся и в растворенной форме, как растворы в воде, и в то же время они находятся в коллоидах или суспензиях. Так как часть веществ этих оседает, они, соответственно, за собой влекут на дно и тяжелые металлы, которые прикреплены к этим частичкам. Ну, вот такой эффект тоже мы наблюдаем, видим, такая ситуация вот как бы отмечена в результате этих исследований. Следующий параметр – это кислород. Это, наверное, будет последнее, о чем буду говорить. Растворенный кислород – очень важный параметр в воде для биологических систем в первую очередь. И если
ну, попробую немножко объяснить на графике. Вот, если видите, вот последний график. Там вот такой вот свистопляска. То много, мало, то мало кислорода. Колебания высокие, низкие и так далее. Но что происходит? Если до входа в водохранилище колебания кислорода имеют определенную, ну, как бы градацию, да, вот там с какого-то величины до какой-то, они такие постепенные. Хотя средние одинаковые. Средние одинаковые, что выше, что ниже. Но ниже плотины мы видим значительные более высокие росты кислорода или более низкие его падения по сравнению с нормальной ситуацией. То есть, когда кислорода много, это означает, что, в принципе, наверное, работает гидростанция. Работают насосы, турбины, идет сброс, вода насыщается кислородом. Мы видим много кислорода в воде. Станция прекращает работу или там замедляется, кислород начинает падать. Он, конечно, не падает критически, но, тем не менее, колебания эти более заметны, чем выше по течению. Ну, этот параметр, вы понимаете, что он очень быстро может восстановиться. Где-то пройдут дождь, где-то попадут там загрязнители, кислород этот начнет окислять. То есть этот параметр не очень стабильный, как в таком плане, как. Но тем не менее, такой эффект тоже есть. Ну и последняя табличка, такая, ну, скажем, матрица, да, наверное. Это экспертное, как бы, суждение, экспертная такая оценка. Первая колонка в этой таблице, это как раз те параметры, о которых я говорил. Взвешенные вещества, мутность, там, температура, биогены и так далее. А вот эта цветная часть, это тоже колоночки. Там, начиная с первой, это экосистемы и виды. Второе, питьевое водоснабжение. Третье, ирригация. Там, уже не помню, что там еще. Рекреация и так далее, и так далее. Техническое водоснабжение. То есть это те водопользователи, которые зависят от качества воды в Днестре. И красным мы видели наиболее явные негативные эффекты. То есть то, что мы знаем, и то, что мы можем четко сказать, что да, здесь есть негативный эффект на то или иное водопользование. Как видите, большинство негативных эффектов связано с первой колонкой. Это экологические системы, это виды животных, растений, бактерий, которые обитают в реке. На них наиболее всего негативно сказываются эффекты этой гидростанции. Ну, скажем, температура также вот, температура может негативно сказываться на орошение, например. Холодная вода, да, поливать холодной водой как бы нежелательно. Или на рекреацию. Есть зоны, где люди просто не могут летом зайти в воду, потому что вода имеет 12-13 градусов. То есть негативные эффекты на разные водопользы. Но в то же время есть позитивные, такие условно позитивные эффекты. То есть, например, чем меньше мутности, да, воды, чем чище вода, казалось бы, значит, это безопасность насосов. То есть они меньше расходуются, меньше надо средств на очистку воды, скажем, при питьевом водоснабжении. То есть эффекты этой гидростанции, они разные. Это комплекс каких-то эффектов, положительных, негативных, которые взаимодействуют друг с другом. Ну, и дают нам вот такую картинку, как бы, эффектов или влияния гидроцентрали на качество воды. Ну, это все, что я хотел вам сказать, на чем хотел обратить ваше внимание. Как бы... Mulțumesc mult, domnule Melian. Și acum vreau să menținem dialogul pe dimensiunea impacturilor asupra fluviului și să îi ofer cuvântul domnului Serghei Filipenko, care ne va prezenta impactul asupra hidrobiodiversității. Domnule Filipenko, bună ziua! Bună ziua, stimați domni și doamnelor, stimați colegi, îmi permiteți să încomentarii în limba rusă. Как уже говорили мои коллеги, изменение гидрологического режима Днестра вследствие работы гидротехнического комплекса существенным образом сказались на многих элементах. И как говорил предыдущий докладчик, и видя из той таблицы позитивных и негативных воздействий на экосистему Днестра, мы видели, что в наибольшей степени негативные последствия сказались именно на биологической составляющей экосистемы Днестра. Пожалуйста, презентация. Я не вижу. Уважаемые коллеги, я не вижу. Там запустили презентацию? Да-да. Первый слайд, предыдущий, пожалуйста. Да. Итак, строительство и эксплуатация Днестровского гидроэнергетического комплекса изменили гидрологический режим Днестра, что сказалось на биологическом разнообразии и продуктивности его биоценозов. Функционирование комплекса привело к сокращению стока реки, снижению скорости течения, особенно средней участки, усилило процесс осаждения минеральных и биологических смесей,
и заявление. Появились иловые отмели и острова, Дубасарское водохранилище стало более мелководным. Иловыми отложениями местами почти полностью прикрыты прибрежные участки и частично коренное русло реки. Следующий. Снижение, почти десятикратное снижение мутности воды, о чем уже говорилось, вследствие аккумуляции наноса в Днестровском водохранилище, а также антропогенное эвтрофирование Днестра и его притоков, создают благоприятные условия для развития всех фотосинтезирующих организмов, в том числе и высших водных растений или макрофитов. Увеличение прозрачности воды в условиях большого количества солнечных дней содействовало бурному развитию высшей водной растительности на обширных участках реки. В результате изменения общей экологической обстановки произошли существенные сдвиги в составе водных растительных сообществ на участке реки от плотины Днестровского гидроузла до плотины Дубасарского и дальше в его нижнем бьете. На протяжении последних десятилетий происходит интенсивное зарастание среднего Днестра от Наславчи до Каменки, что можно увидеть на верхней фотографии, а также акватории Дубасарского водохранилища высшей водной растительностью, как прибрежной, так и полупогруженной и погруженной. Если до строительства энергокомплекса площадь зарастания водными растениями этого участка Днестра составляла около 1%, то в настоящее время она возросла до 85%. Возникшая неустойчивость и непостоянство гидрологии реки с постоянными суточными колебаниями уровня воды, расходов и скоростей течения, вызванные неравномерным режимом сброса воды, способствует срыву фрагментов растений, переносу их, а также зимующих почек на значительные расстояния и укоренению по руслу реки в благоприятных местах, что способствует интенсификации процессов зарастания и эвтрофикации реки. Прогрессирующее развитие макрофитов служит причиной дополнительного заиления и зарастания устья реки. Накапливая в своих органах и тканях различные загрязняющие вещества, после отмирания биомассы водные растения способствуют вторичному загрязнению вод Днестра и его дальнейшей эвтрофикации. Вследствие изменения гидрологических условий, помимо зарастания макрофитами, в среднем Днестре стали массово развиваться сине-зеленые и зеленые ничные водоросли, которые являются индикаторами высокой биогенной нагрузки и возрастающей трофности реки. Следующий, пожалуйста. В результате строительства и ввода в эксплуатацию энергетического комплекса произошла существенная перестройка таксономического состава экологических групп фитопланктона и беспозвоночных гидробионтов. Это зоопланктона и зообентоса. Сократилась численность реофильных, то есть тех видов, которые предпочитают текучие воды, и увеличилось обилие лимнофильных или озерных видов. Вследствие массового развития ничных водорослей и погруженной высшей растительности на участке реки от Наславчи до Каменки происходит интенсивное изъятие биогенных элементов из транзитных вод, что в свою очередь лимитирует развитие фитопланктона, который в последние десятилетия стал беднее, и это привело к сокращению численности питающихся им зоопланктона. Строительство и эксплуатация гидроэнергетического комплекса и сопутствующие изменения в сообществах фитопланктона способствовали снижению продукционных показателей зоопланктонных сообществ, особенно среднего участка Днестра. Из-за зоопланктона выпали, либо существенно сократили численность ряд видов низших ракообразных и усилилась роль устойчивых к загрязнению видов коловратах, которые являются показателями повышенного органического загрязнения. Преобладание коловраток и веслоногих ракообразных над ветвистоусами наблюдается на всех участках реки. Следующий, пожалуйста. Изменение гидрологических условий Днестра привели к структурным перестройкам фитопланктона. В полтора раза сократился видовой состав, снизилось обилие олигосопробных видов, то есть видов, предпочитающих чистые воды. Стали преобладать мезосопробные и появились новые инвазивные виды, вытесняющие местные. Прослеживается тенденция изменения соотношения доминирующих групп водорослей в сторону усиления роли сине-зеленых индикаторов загрязнения воды органическими соединениями в ущерб зеленым водорослям, а также замене некоторых видов в составе фитопланктона. Качество воды Днестра в пределах Республики Молдова по составу сообществ
беспозвоночных гидробионтов оценивается как умеренно загрязненные, то есть бета-мезосабробные. Следующее. Снизилось также видовое разнообразие и биомасса зообентоса, то есть донорных сообществ беспозвоночных животных, с сокращением стенобионтной лито- и псамариофильной фауны, то есть фауны, предпочитающей каменистые грунты и течения. Доля чужеродных видов возросла, а облик донного населения в целом стал более пелариофильным с преобладанием устойчивого к загрязнению олигохетно-хирономидного комплекса. Основными причинами трансформации донных сообществ Днестра являются последствия функционирования энергокомплекса, а именно изменение скорости потока, температурного режима, транспорта взвешенных веществ и сопутствующая им эвтрофикация. Изменение гидрологических и экологических условий привело к снижению продуктивности основных групп гидробионтов, служащих кормовой базой для рыб. Зоопланктонов 4,6-7,3 раза проявляется кормовой базой для молоди всех видов рыб, а также планктонофагов, и донного населения или зообентоса в 5-6 раз, являющегося кормовой базой большинства промыслово ценных видов рыб, включая осетровых. В наибольшей степени влияние изменения скорости и уровня воды на водные беспозвоночные имеет место на участке Наславча-Грушка длиной 147 километров, что составляет около 23% от общей длины реки Днестр в Республике Молдова. Совокупное негативное воздействие факторов, обусловленных влиянием Днестровского гидроэнергетического комплекса на донную фауну Днестра, наблюдается на всей акватории реки в границах Республики Молдова, включая и нижний участок реки. Следующий, пожалуйста. Структурные и количественные изменения вследствие строительства и функционирования гидроэнергетического комплекса коснулись и ихтиофауны Днестра в пределах Молдовы. Имело место постепенное изменение структуры ихтиофауны с увеличением изобилия лимнофильных видов, то есть озерного комплекса, вместе с сокращением популяции реофильных, предпочитающих течение. Негативное влияние отразилось и на бентических и литофильных видах рыб. На среднем участке Днестра исчезли 19, а на нижнем 15 видов рыб. Сократилась численность 44 видов, в том числе промыслово ценных видов, и возросла доля короткоцикловых, так называемых сорных, и малоценных мелких видов. Обостряется проблема инвазивных видов. Следующий, пожалуйста. Произошло общее сокращение рыбных запасов среднего и нижнего Днестра за счет потери или сокращения площадей нерестилищ, имевшей место в результате снижения расхода воды в нерестовый период на 200-400 метров кубических в секунду, что в первую очередь сократило либо ликвидировало нерестилища фитофильных видов рыб, то есть тех, которые нерестятся на водных растениях, на растительности, составляющих свыше 50% ихтиоценоза реки по видовой структуре и 90% по его численности. Сокращению рыбных запасов среднего Днестра способствует также характер эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса, о чем уже говорилось выше, с использованием при работе только глубинных холодных вод и возникшим постоянным термоклином в Днестровском водохранилище, что ведет к нарушению естественного термического режима на ниже расположенном среднем участке Днестра и в Дубосарском водохранилище. В период массового нереста литофильных видов рыб в низовьях Днестра, это с 25 апреля по 16 мая, температура в русле реки не превышает 8-10 градусов, в то время как на разливных пойменных нерестилищах в этот же период вода прогревается до 16-18 градусов. Если в период нереста вода не разливается по пойме, происходит вынужденный нерест фитофилов в русле реки на плохом малоподходящем субстрате при температуре воды на 2-3 градуса ниже необходимой, что в итоге приводит к низкому проценту выхода личинки из отложенной икры и, соответственно, к дальнейшему уменьшению промысловых стад этих рыб. Неравномерный сброс воды из водохранилищ во время нереста приводит к заметному изменению уровня воды в реке, в результате чего игра фитофильных видов рыб наряду с беспозвоночными гидробионтами часто оказывается на осушенной поверхности, обсыхает и гибнет. Косвенными причинами, приведшими к трансформации ихтиоценозов и сокращению рыбных запасов Днестра,
стала возросшая степень прозрачности воды, обусловившая интенсивное зарастание ничными водорослями и высшими водными растениями, которые, с одной стороны, затрудняют доступ к субстрату для нереста и питания рыб, а с другой, отмирая, способствует дальнейшему заилению и эвтрофикации реки, а также изменения в структуре беспозвоночных гидробионтов. Следующий. После строительства и ввода в эксплуатацию Днестровского гидроэнергетического комплекса запасы промысловых рыб Днестра в границах Молдовы сократились на 96% или в 26 раз, а запасы молоди – 44 раза. Для обеспечения нормального воспроизводства ихтиофауны низовья Днестра необходимо обеспечение в нерестовый период расхода воды не менее 800 метров кубических в секунду в период с 20 апреля по 15 мая при условии смешанного водовыпуска из верхних и нижних горизонтов водохранилища. При этом необходимо учитывать, что даже реализация вот этих весенних попусков, она должна производиться не строго с привязкой к определенным календарным датам, но и с учетом температуры воды. Как, например, это имело место в этом году, когда весенние температуры вследствие естественных климатических состояний климата на сегодняшний день оказались более холодными, чем обычно. И весенний попуск, который в этом году все-таки был сделан, он не достиг своей цели. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Mulțumesc mult tuturor vorbitorilor și vreau să rog pe doamna Valentina Țapiș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, să ne împărtășească concluziile dumnei, ascultând constatările experților. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor care au fost implicați în procesul de promovare a acestui proiect, în special ambasadei Suediei, care a răspuns la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului să finanțeze acest proiect, care răspunde la îngrijorările societății civile, dar este și un instrument benefic pentru asigurarea dialogului în negocierile cu partea ucraineană. Deci, colegii mei au menționat că prin hotărârea de guvern 347 din 2018 a fost creată o platformă de dialog între Ucraina și Republica Moldova, a fost creată comisia privind utilizarea stabilă și protecția fluviului Nistru, care de fapt a dat posibilitate să avem ședințe comune pentru a discuta cele probleme cu care se confruntă ambele țări în vederea utilizării durabile a fluviului Nistru. Astăzi ne-am propus să prezentăm doar câteva studii, dat fiind faptul că în cadrul proiectului finanțat de Ambasada Suediei vor fi în total 10 studii, dar am selectat pentru masa, conferința de presă de astăzi, doar 3 care sunt cele mai mediatizate sau întrebări care, de fapt, foarte des le adresează societatea civilă, diferite pături a populației, pentru ca să răspundem la cele probleme care se confruntă râul Nistru. Pe final vom avea 10 studii care vor fi prezentate în cadrul meselor rotunde. Deci, domnul ministru a menționat că asta va fi în timp apropiat, va fi în către luna august și pentru noi, membrii comisiei care se vor întruni în luna septembrie, deci noi vom putea să ducem un dialog constructiv în baza cercetărilor care oferite de studiile realizate în cadrul proiectului. Și va fi mult mai ușor în comparație cu acea practică care ne-a demonstrat-o ședințele anterioare din 2018-2019. Deci țin să menționez că, indiferent de faptul că comisiile sunt foarte reprezentative, în jur de 20 de persoane din diferite instituții, atât administrația publică centrală, cât și mediul academic și societatea civilă, deci experiența sau prima noastră experiență, prima ședință ne-a demonstrat că evident că avem nevoie de studii, de cercetări, de argumente pentru a veni cu dovezi în cadrul dialogului și negocierilor cu partea ucraineană. Deci,
doar am vrut să prezentăm acele străduințe care au fost realizate în comun, Ministerul în comun cu Programul Națiunilor Unite și finanțat în cadrul proiectului Ambasada Suediei. Și eu sunt sigur că rezultatele prezentate astăzi au răspuns la multe întrebări care, de fapt, societatea civilă le adresează frecvent. Și mulțumim interesul care a prezentat pentru presa prezentată în sală. Deci cred că un număr larg de cetățeni din Republica Moldova, deci astăzi ne privesc și deja sunt mult mai informați despre care este starea de fapt pe fluviul Nistru. Deci noua comisie ne revine doar în septembrie să avem dialogul ăsta constructiv cu partea ucraineană. Mulțumesc tuturor și mulțumesc colegilor din direcția de ramură a Ministerului și încă o dată echipei PNUD și Ambasadei Suediei și Apele Moldovei care ne mijlocit sunt implicați. Deci, grupul juridic care ne mijlocit a fost creat urmare a doilea ședință, deci are o sarcină la fel de importantă, pentru că un grup de juriști din diferite instituții, inclusiv Ministerul Justiției, lucrează asupra acelor documente regulatorii de care se conduc anumite instituții și din cadrul Ucrainei și ne mijlocit noi trebuie să le dăm ca o concluzie. Noi vă mulțumim mult pentru prezența astăzi și experților în special, pentru că în timp scurt au făcut un lucru destul de important pentru echipa de negociatori, pentru comisia din partea Republicii Moldova, care va veni în negocieri. Mulțumesc mult, doamna Țapeș, și vreau să vă rog să alocăm și un pic de timp pentru eventuale întrebări și răspunsuri. În primul rând vreau să amintesc celor care ne privesc online că le pot adresa pe chatul de Facebook sau Zoom, iar cei care sunt în sală vă rog să ridicați mâna și să includeți microfonul dacă aveți întrebări. O să avem o întrebare pentru domnul Milian. Dacă nu greșesc, am vrea să ne spuneți în câteva cuvinte care va fi impactul pozitiv și negativ, adică aspectele pozitive și negative ale activității acestui complex hidroenergetic Nistrana asupra apei râului Nistru. Dar foarte pe scurt. Надо вернуть, может быть, если вы помните ту табличку, да, которая там была. Значит, негативные эффекты в первую очередь сказываются на экологических системах и на видах животных. Об этом был специально большой доклад, вы слышали, да? Что происходит с нашей биологической составляющей, что с рыбой. Причем почти все параметры влияют, которые меняются в водохранилище, они все влияют на экологию, да? Температура воды, прозрачность воды, содержание взвешенных веществ, биогены, изменения в составе наносов, да, на мыл появляется больше. Это все, почти все эффекты очень сильно негативно сказываются на организмах, на биологических системах и так далее. Что касается температуры, то температура также негативно влияет на несколько параметров. Например, мы так считаем, что это может влиять на растительные системы, да, поливать холодной водой летом, когда нужно, когда температура воздуха, растения нагреты там до 25-30 градусов, поливать их водой температурой 8-10 градусов немножко неправильно будет. Греть эту воду невозможно, понимаете, это большие объемы. Это негативный эффект. На рекреацию, естественно, да, вода холодная, люди не могут, неприятно купаться в холодной воде и так далее. Еще негативно, может быть, на рыборазведение, да, то, что там есть рыбзаводы какие-то, есть цеха по производству рыбы. Холодная вода тоже мешает или не дает правильному циклу производства рыбы, например. Это что касается негативных моментов. Позитивные, их может быть меньше, они не такие явные, но, например, смотрите, когда вода более чистая поступает, да, насосное оборудование работает нормально, там нету кавитации, там нету засорения труб, там нету засорения насосов. То есть техническая часть более как бы ассигурат, да, ассигурат декалитеции, то есть она нормально работает. Если вода не содержит очень много взвесей, мутности, да, вода более чистая, например, то тогда на станциях, где готовят питьевую воду, например,
Надо меньше коагулянтов добавлять, чтобы осадить эти взвеси, потому что мы пьем чистую воду, нам нужна более чистая вода для питья. То есть есть моменты позитивные. Насколько они балансируют, это другой вопрос. Это будет в рамках этого исследования, есть социально-экономическое исследование, где как раз специалисты, экологи и экономисты должны показать, что мы ставим на баланс. То есть хорошо, что плохо, сколько стоит одно, сколько стоит другое. Мы пока говорим только об эффектах и возможных позитивных и негативных воздействиях. Я не знаю, если правильно ответил, все ли там все понятно, но вот такой ответ. Bine, vă mulțumim frumos și am vrea să știm dacă este cineva prezent care ar putea să ne spună despre impactul asupra populației și impactul economic. Da? Da, mă numesc Petru Băcal, sunt doctor în geografie, colaborator la Institutul de Ecologie și Geografie. Referitor la întrebarea care ați pus-o, la impactul asupra populației, bineînțeles, orice construcții de hidrocentrală, mai ales de așa capacitate, din start generează o strâmbătare a populației. De asemenea, deci sunt afectate semnificativ ocupațiile tradiționale din lunca inundabilă a râului. Multe din activități care sunt puțin, nu știu, contabilizate, non-formale, dar care asigură niște venituri sigure, durabile pentru populația din zonă. De asemenea, s-a menționat despre impactul asupra recreației, deci apele cu temperaturi mult mai reduse în comparativ cu cele normale, care practic deci scurtează anotimpul acesta recreațional până la 3 săptămâni, o lună și poate și mai mult. De asemenea, și nu permit de multe ori dezvoltarea industriei turistice în zona riverană, mai ales în zonele deci orașelor, cum le avem Soroca sau altele, unde aproape este imposibil în prima parte a verii de deci promovat sporturi nautice, etc. În același timp, pot fi și unele efecte pozitive, depinde în ce măsură respectă, cum a menționat și doamna doctor Jăleapă, în ce măsură se respectă regulamentul de funcționare. Se asigură acel debit relativ uniform pentru deci, aprovizionarea cu apă, menajerea populației, deci, pentru prevenirea inundațiilor, pentru deci, inundațiilor catastrofale, etc. Dacă să vorbim despre datele de ultimii ani, după anii 80, în special după 1989, anume în localitățile riverane, mai ales în satele mici și mijlocii, din proximitatea complexului hidroenergetic Nistrean, se observă cele mai mari ritmuri de reducere a efectivului populației, a bilanțului natural, a fluxului migrațional. De exemplu, la Năslavcea, în comparație, deci pe parcursul perioadei din 1970 până 2014, recensământele, da, a scăzut de peste 3 ori. La fel, o scădere de peste 2 ori la Lencăuți, la Bărâncău, Verejeni, etc. Deci, practic, acele oportunități pe care le avea populația locală în zonă au fost limitate semnificativ, ceea ce a făcut. Nu zic, bineînțeles că au influențat și acele evoluții sociale-economice negative după destrămarea URSS, dar deci, se simte și influența, eu știu, acestui, inclusiv negativă și acestui complex, anume prin aceste procese demografice negative care s-au petrecut mult mai rapid și mai grav
în această zonă. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumim și noi. Doamna Țapeș, avem o întrebare și pentru dumneavoastră, dacă... Da, vă rog să adresați întrebarea. Bine, așa. Ok, mersi. Suntem gata? Doamna Țapeș, vă rog să ne spuneți, dat fiind aceste rezultate preliminare ale studiului elaborat, care va fi poziția autorităților atunci când va fi purtate negocierile cu autoritățile din Ucraina? Am menționat că studiile va fi instrumentul care va fi utilizat în negocieri și vom solicita acel debit de deversare care va fi anume științific argumentat, pentru că se discută despre diferite debite și anume, iată, rezultatele vor sta la baza discuțiilor care vor fi în septembrie. Înțelegem că este vorba despre un debit care nu ar afecta situația din țara noastră? Da, evident, doamna doctor Jalepova a vorbit despre care este debitul ca să asigure atât alimentarea populației cu apă, cât și alte necesități despre care deci, se discută foarte mult în societate. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări? Da, eu am o situație. Ce? Noi avem o situație când din timpul post-sovietic noi nu avem practic datele privind debitul solid a fluviului Nistru. Totodată noi pierdem foarte mult în realitate, cum a fost văzut, dar aceste cifre nu corespunde tuturor sedimentelor, în special nisipul și prundișul. Practic, aceste componente a debitului solid nu sunt reflectate în datele oficiale. Și aceste lucruri se produce pierderea, practic, nisipului și prundișului în râu și ca consecință pierderea capacităților de autopurificare a apei și multe alte consecințe negative. Dar problema constă în fapt că noi nu avem date și nu numai aceste date, foarte multe date, dar pur și simplu nu avem acces sau nu avem de obște aceste date, așa asta e problema de evaluare a orice impact al acestui hidrocomplex asupra fluviului. Iată de ce atrag atenția că problema accesului la date și colectarea datelor în Republica Moldova este problema foarte stringentă în vederea mea și trebuie să fie cumva rezolvată în viitor, inclusiv prin pregătirea cadrelor pentru hidrometeo, serviciul hidrometeo. Deoarece noi pur și simplu pierdem cadre și noi nu avem nicio tendință de a restabili aceste cadre. Și în viitor tot noi vom avea această problemă cum am văzut și laboratorul de agenție de mediu, acum este certificat numai pentru 8 parametri, poate eu greșesc, dar undeva 8 parametri din 70, care trebuie să fie. Asta e tot e problema. Pentru orice caz de poluare, noi, practic, nu avem posibilitatea de a demonstra această poluare și propune amenzi pentru restabilirea și așa mai departe. Și ultimul moment, eu am câteva cărți din ultimele conferințe în Istrenie, dacă cineva vrea, puteți lua. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă
Are cineva dintre autori un comentariu sau poate doamna Țapeș un răspuns? Eu mulțumesc domnului Trombițchi. De fapt, noi azi discutăm studiul care, deci rezultatele studiului, dar evident că comentariul dumnealui este foarte binevenit și nu, noi evident că o să ținem cont de acele propuneri care se încadrează în activitățile Ministerului și le vom promova, cum am promovat și ideea ca să avem un studiu diagnostic referitor la impactul asupra fluviului Nistru. Deci... Mulțumesc. Mai sunt întrebări din sală? Dacă nu sunt, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Această ședință a Clubului de Presă a fost organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Ambasada Suediei. Punem punct aici ședinței și transmisiunii live. Toate bune!